Victor mergea energic pe strada Archipova, largă și luminată de soare. El era în acest oraș de mult timp, aproape trei ani. Înainte, Victor nu se stabilise nicăieri atât de mult timp, dar aici. I se părea că aici este deosebit de confortabil și cald. Îi plăcea atmosfera de aici. Femeile, parcurile, faleza spațioasă, străzile. Chiar și oamenii, Totul era plăcut, luminos, aproape ca acasă. Victor considera acest loc ca fiind casa sa, deși unde era casa lui adevărată, bărbatul nu știa acest lucru, dar nu pierdea speranța că într-o zi va afla. Victor era un om fără trecut, nu-și amintea nimic din viața sa înainte de un anumit moment. Aproximativ acum 10 ani, bărbatul s-a trezit brusc pe malul unui râu, ud și înghețat. Îl durea foarte tare capul și era greață. Totul era ca într-un ceață. La ceafă, Victor a simțit o tumoare mare și sângerândă. S-a așezat pe nisipul umed. De ce nu? Oricum era deja ud și murdar, nu putea fi mai rău. Și picioarele erau slabe, tremurau și se îndoiau. Victor a încercat să-și amintească ce i s-a întâmplat, cine este, cum a ajuns acolo. A avut impresia că tocmai trecuse prin pericolul de moarte și a supraviețuit. Victor chiar a simțit un fel de ușurare, în ciuda groazei situației. Ciudat, dar bărbatul, oricât de mult s-a străduit, nu a putut să-și amintească nimic despre sine, cu excepția numelui, Victor. Și chiar nu era sigur de asta. Dar totuși, ceva. Să fie Victor, din moment ce nimic altceva nu-i venea în minte. Bărbatul s-a uitat în jur. Plaja pustie, dimineața de vreme, doar începea să se lumineze. Îndepărtare se zări un oraș. Probabil că ar trebui să merg acolo. Poate că casele și străzile familiare îi vor trezi amintirile. Doi oameni îl vor ajuta. Victor s-a ridicat cu greu, a așteptat să-i treacă amețeala și a pornit cu pași nesiguri spre oraș. Dar, după ce a parcurs o sută de metri, bărbatul s-a oprit brusc. Sentimentul de pericol a revenit. Inima i s-a bătut cu putere, iar pe spate i-a ieșit transpirație. Și dacă nu ar trebui să meargă în oraș? Și dacă îi se va întâmpla din nou ceva rău acolo? Se pare că Victor fusese bătut. Cine a făcut asta? De ce? Nu era răspuns. Bărbatul nu-și amintea nimic despre sine și putea să se bazeze doar pe intuiția sa. Ea îi spunea să se ascundă, să se ascundă, să se dizolve. Cine știe ce i s-a întâmplat? Poate că era căutat. După o reflecție, Victor s-a îndreptat în direcția opusă orașului mare. Mai întâi a hoinărit pe plaja pustie, apoi a traversat un câmp și a ajuns pe o șosea de țară liniștită. Pe o parte a potecii se afla o pădure, iar pe cealaltă, un câmp cu iarbă înaltă. Dacă ar fi auzit sunetul unei mașini care trecea pe șosea, Victor s-ar fi ascuns. Pentru că inima îi bătea prea repede și avea un sentiment neplăcut de frig în stomac. Toate aceste senzații puteau însemna doar un singur lucru frică. Foarte mare, poate chiar pentru viață. Numai că intuiția lui Victor l-a dezamăgit atunci. Dar el va afla despre asta mai târziu, mult mai târziu. Da, bărbatul a avut într-adevăr o aventură mortală. Totuși, ar fi trebuit să meargă în acel oraș mare. Victor era deja căutat pe străzile orașelor din apropierea patriei sale, erau lipite anunțuri. Poliția și echipele de voluntari căutau zona. Dar, desigur, Victor nu putea ști asta. Instinctul său animal îi spunea să se ascundă. A decis să se ascundă pentru moment, să aștepte să-i revină memoria, iar apoi să decidă ce să facă mai departe. Omul dezorientat și obosit a hoinărit pe șosea toată ziua până seara nu simțea foame, doar sete. Pe drum a întâlnit lacuri din care nu a băut. În capul său se învârteau gânduri îngrijorătoare, o întreagă serie de întrebări la care nu se găseau răspunsuri. În cele din urmă, Victor era atât de obosit, încât a abandonat încercările de a-și aminti ceva despre sine în afară de numele său. Seara, bărbatul s-a oprit într-o poiană de mesteceni, de unde se vedeau pe orizont contururile unui alt oraș mare. Megapolisul clipea și strălucea în culori strălucitoare. Acolo va merge Victor a doua zi dimineață. El a plecat deja suficient de departe de locul periculos, iar acolo. Acolo se poate adresa poliției, iar ei vor rezolva cum să procedeze în această situație dificilă. Era iulie, nopțile erau calde și scurte, așa că Victor nu se temea să înghețe, îl deranjau țânțarii și țânțarii, dar asta nu era nimic, era tolerabil. Victor a dormit pe o pat improvizat, făcut din o grămadă de iarbă, a dormit tulburat, s-a trezit de mai multe ori din cauza sunetelor alarmante, a ascultat, dar apoi a înțeles că era doar o altă pasăre mare care zbura sau o mașină care trecea departe. Nimic teribil. Chiar i-a plăcut un pic să doarmă. Așa în aer liber. Stele mari și strălucitoare, cândatul greierilor, un briză proaspătă, pare că toate acestea au fost deja odată de mult. Sau nu? Acum este greu de înțeles. Dimineața Victor s-a îndreptat spre oraș, părea foarte aproape seara trecută, dar bărbatul a ajuns acolo abia la prânz. Până atunci, stomacul lui era deja sfâșiat de foame, călătorul nu își imagina cât timp nu mâncase, cel puțin o zi, pe drumul spre oraș, Victor s-a săturat cu fructe de pădure, amestecat popădie, dar aceste daruri ale naturii au potolit foamea destul de mediocru. Iată în sfârșit și primele clădiri umane, periferia orașului, un cartier nu foarte prosper, barăci din lemn uscate în timp, trotuarele prăfuite și sparte. Aici, la Victor, s-au apropiat trei bărbați în haine murdare, cu fețe arsuri de soare. Neîngrijiți, cu părul lung, arătau zdrențuiți și zdrențăroși. Fără adăpost. Cine ești? a întrebat cu asprime unul dintre ei. Nu ești de pe teritoriul nostru, du-te cu țiganii în alt loc. Victor abia acum a realizat cum arată el însuși din exterior. La fel de murdar și neîngrijit ca aceștia fără adăpost. De fapt, cine este el? El este chiar într-o situație mai disperată decât ei. Aceștia știu cel puțin cine sunt. Ce e cu tine, ciudatule? A întrebat al doilea necunoscut într-un ton mai bâlând. Te-a bătut cineva. Și Victor le-a povestit acestor oameni tot ce știa. Nu a uitat să menționeze și despre sentimentul ciudat de anxietate și frică care l-a însoțit aproape toată drumul și l-a eliberat doar aici, departe de acel plajă. A fost neașteptat de plăcut să vorbești cu cineva. Fără postul s-a dovedit a fi niște ascultători foarte recunoscători. Îmi este clar, a rostit bărbatul care a vorbit primul cu Victor într-un mod foarte neprimitor. Nu trebuie să te gândești la nimic, ești unul dintre noi, fără adăpost. Hainele tale sunt rupte și murdare, ești mușcat de țânțari, totul este așa cum se cuvine. Cred că te-au bătut sau poliția sau proprietarii magazinului, de unde ai vrut să fur ceva. Te-au bătut până la pierderea memoriei și te-au abandonat pe plajă, departe, ca să nu ai probleme mai târziu. Cine știe, poate că nu ai fi supraviețuit. Și ei ar fi avut probleme. Atunci erau multe astfel de povești pe stradă, se întâmplă în fiecare zi ceva de genul acesta. Poate și așa, Victor nu prea credea în această versiune. Acest țigan, desigur, greșește. Cel puțin, Victor spera în asta. Mă duc la secția de poliție să mă verifice în baza lor de date, poate că cineva mă caută. A spus Victor. Boschetarii s-au uitat unul la altul, unul dintre ei chiar a oftat. Nu, nu trebuie să faci asta, a clătinat din cap omul care a tăcut până acum. Cel mai bine este să nu te dai în vileag polițiștilor noștri. Ei știu repede să-i ducă pe șomeri în azilul de muncă sub pretextul că le dau șobolanilor mâncare, adăpost și posibilitatea de a câștiga bani, dar este doar sclavie pură. Unul dintre noi a fugit de acolo și ne-a povestit ce se întâmplă acolo. Oamenii mor ca muștele, nu rezistă la sarcini. Și cine să se ocupe de asta? Cine are nevoie de ei? Acolo se fac multe bani, a continuat al doilea interlocutor. Suntem considerați forță de muncă gratuită, poliția străbate orașul în căutarea noastră. De aceea trebuie să ne ascundem în păduri sau chiar să plecăm din oraș când se fac raiduri. Viața a devenit și mai grea, iar tu vorbești despre poliția daneză. Te va saluta ca pe un membru al familiei și te va trimite imediat în azilul de muncă. De acolo, singura ieșire este pe cimitir. Că unul dintre noi a scăpat de acolo odată este un miracol. Victor i-a mulțumit acestor oameni pentru adevăr și s-a gândit. Acum nu-și mai putea imagina cum să fie. Ar trebui să încerce să ajungă într-un alt oraș. Era prea departe, iar forțele îi lipseau deja. Iar stomacul îi se strângea de foame atât de tare, încât îi se întuneca ochii. Unul dintre șomeri a observat asta. Vrei să mănânci? A întrebat el cu înțelegere. A clătinat din cap. Dar hai la noi, ne-am stabilit recent într-o casă veche abandonată. Te vom hrăni. Pe drum s-au cunoscut mai bine. Nic Ceainic, Petru I. Bărbații nu aveau nume, doar poreclele. Noi cunoscuți l-au dus la casa lui Victor. Era clătinată și așezată de la bătrânețe terenul din jurul ei se transformase într-o junglă sălbatică. Victor abia a trecut prin aceste desișuri. Cu cât e mai izolat și mai greu de accesat, cu atât mai bine, a explicat Nick. Casa asta nu se vede din cauza ierbii și e mai liniștit. Dar oricum ne-au reperat localnicii. Curând cineva va da poliției de știre, a spus Petr întâi. Așa se întâmplă mereu, Trebuie să căutăm un nou loc, a oftat ceainic. E păcat, îmi place foarte mult aici. Se pare că pe la bunica în sat. N-a fost nimic bun în acel căsuț din sat, a întrebat cu scepticism Tu Tunsuți ai spus că te forțau să muncești din zori până în seară, nu te hrăneau bine, te băteau pentru orice prostie, te închideau în pivniță, te chinuiau și aproape că te omorau. Atunci ai fugit de ai tăi. Și ce? a ripostat ceainic. O casă e o casă. Victor a fost în sfârșit hrănit. O jumătate de pâine neagră, ceai lichid și dulceață de pe fundul unei sticle de 3 litri au fost o adevărată delicatesă pentru călătorul slăbit. Se părea că în viața lui nu a mâncat nimic mai bun. Poate că așa era. Cumva, era foarte ușor și natural să fie în compania acestor oameni din casa abandonată. Probabil că Nic avea dreptate. Era într-adevăr un șobolan, bătut până la pierderea memoriei. Trebuie să dormi, să te odihnești, asta a decis Petru întâi. ți un loc, rămâi cu noi. Nu ai unde să mergi oricum, bietule. Mulțumesc. Ce să mulțumești? Și nouă ne ești de folos. Patru suntem mai bine decât trei. Vom câștiga mai mult, mai sigur. Și tu ești un tip puternic, uite ce mușchi ai. Victor, în acel moment, a observat pentru prima dată corpul său. Într-adevăr, pieptul lui era acoperit de mușchi, iar pe brațe se distingeau bicepsii și tricepsii. De unde știa el aceste cuvinte? Era ciudat. Viața ți-a dat o tură bună și te-a întărit. A trebuit să te descurci, să te strecori prin locuri, să faci muncă grea iată ți și un sală de sport, fără abonament, a zâmbit Petru întâi. Bine, doarme, trebuie să te odihnești. Noi mergem să câștigăm bani. Victor s-a așezat pe o canapea sfărăitoare, fără saltea, și a dormit. S-a trezit într-o dispoziție cu totul diferită. În mâini și picioare simțea putere, iar în capii se limpezea. Adevărul era că nu-și amintea detalii despre viața sa trecută dar nu-i păsa, pentru că acum nu era singur. Era ciudat că nu și amintea nimic din ceea ce s-a întâmplat înainte de plajă. Îi rămăsese doar senzația de pericol mortal, de cursă și de salvare miraculoasă, în ciuda lipsei de șanse. În schimb, timpul petrecut la începutul drumului către acest oraș mare și periculos s-a întipărit ferm în memorie. Fiecare detaliu, fiecare amănunțime Puțin mai târziu, au apărut noi cunoscuți ai lui Victor. Bună seara, arăți deja mai bine. Iar noi am avut un câștig bun. Fără de postul cu trei, erau în prejurimile, profitând de orice ocazie de a câștiga un ban sau o bucată de pâine. Singurul lucru interzis era furtul. Dacă erau prinși, localnicii turnau imediat la poliție și era sfârșit cu liniștea și calmul lor. Da, și te puteau bate sau chiar ucide, așa cum i s-a întâmplat lui Victor. Nick, Ceainic și Petru I locuiau împreună de mulți ani și supraviețuiau. Își puneau place pe râul din apropiere și pescuiau raci și pești mici. Lucrau ca sezonieri în stațiunea de vară. Pe parcele întotdeauna se găsea de lucru. Cine nu disprețuia șomerile de de treburi simple, să repare acoperișul unui șopron, să dea cu tencuială la un gard, să vopsească paturile de flori, să pliviască. Plăteau fie cu bani, fie cu mâncare. Ambele opțiuni le conveneau celor trei. Vara era pur și simplu minunată. Se putea dormi chiar și sub cerul liber. Dar iarna trebuia să se mute în oraș, pe conductele de căldură. Altfel înghețai. Iar acolo erau doar pericole. Poliția nu-i vedea pe fără adăposturi ca pe niște oameni, ci ca pe niște victime lipsite de apărare. Alți șomerii puteau ataca și nu le dădeau nicio șansă să câștige bani. Nu-i așa că, din când în când, găsești ceva de mâncare în tomberoane, la mol sau la cafenele. Iarna nu rezistă toată lumea. Numai cei tineri, puternici și norocoși. Ca tine, a spus Nick, care era clar liderul triului de șomeri. În acel an a murit Vanca, fratele meu Vitrec. Singura mea rudă din lume. Era bătrân, bolnav. Tu se atât de tare, că credeam că își va scoate plămânii. Nu ne primesc la spital, așa că a murit de la acea tuse, a spus Petru întâi. Ochii lui erau întunecați de lacrimi, de ani de amintiri despre prietenul său decedat. Sau poate era conștientizarea faptului că toți îi aștepta același destin. Bine, atunci, a spus Nick. Deci, ce ai de gând să faci, unde te îndrepți? Sau rămâi cu noi? Cu voi, a răspuns Victor, fără să intre o secundă. Ce altceva avea să facă? Memoria nu îi se mai întorcea. Speranța că se va întâmpla curând era aproape zero, iar acum avea de-a face cu oameni buni, care nu erau indiferenți. Erau clar că aveau nevoie unul de celălalt. Împreună, șomerii aveau mai multe șanse de supraviețuire. Această axiomă a apărut brusc în mintea lui Victor, arătându-i din nou că era un călător, un șobolan. Toată vara, Victor a petrecut-o cu noi săi prieteni în casa abandonată. Dar, într-o dimineață, o mașină de poliție a apărut pe stradă. Fără postul tocmai se întorceau de la o partidă de pescuit nocturnă. Captura a fost bună. Un mare sac de plastic găsit pe stradă era plin până la refuz. A fost suficient pentru câteva zile de viață confortabilă. Toată lumea era încântată, când deodată. Opriți-vă! A spus Nick văzând oameni în uniformă. Cei trei șomeri au ascultat și s-au oprit, ca niște statui. Nu se întorseseră încă după colțul barăcii, dincolo de care se vedea casa lor. Prietenii s-au îndepărtat și au urmărit ce se întâmplă de la o distanță sigură. Polițiștii s-au îndreptat direct spre adăpostul temporar al șumilor. Era clar că știa unde să meargă. S-a dat de gol cineva din localnici, a strâns pumnul nic. Aș vrea să știu cine și de ce. Nu am deranjat pe nimeni. Acum nu mai puteam reveni în casă. Restul verii cei patru prieteni au petrecut în pădure. A fost o perioadă bună. Era cald, liniștit, calm. Mâncarea era suficientă. Pescuitul și munca în gospodăriile de la țară îi ajutau mult. Dar într-o noapte a devenit brusc mai rece și a început să plouă. Cabana improvizată din copac nu mai putea proteja de intemperii. Ne întoarcem în oraș, a hotărât Nic într-o dimineață, tremurând de frică viața în oraș și s-a părut lui Victor mult mai puțin plăcută decât șederea pe marginea lui. Zgomot, murdărie, căldură obositoare, o rețea de căldură întunecată și prăfuită, unde trăiau lângă oameni șobolani, gândaci, păianjeni, lipsa aerului proaspăt, nevoia de a fi mereu în alertă, pentru a nu fi văzut de poliție și de șomeri agresivi. Dar prietenii erau în apropiere. Au învățat pe Victor cum să supraviețuiască în oraș. Da, probabil că ai amintit tu ceva din viața ta anterioară, la nivel subconștient, a spus Nick. Tocmai el s-a orientat mai bine în tomberoane decât Nick, iar Victor a simțit cu un fel de instinct unde se află restaurantele potrivite și a așteptat momentul potrivit pentru a se hrăni. Un ochi de diamant, a spus Nick de mai multe ori. Nu degeaba te-am întâlnit pe drumul nostru. Victor a avut grijă mai atent de aspectul său decât tovară și săi. Și-a curățat dinții, s-a spălat, s-a ras cu lame pe care le-a găsit la groapa de gunoi. Desigur, după ce le-a tratat cu vodcă. În fiecare seară și dimineață, Victor se spăla cu zăpadă, apă de ploaie sau apă din fântână. Dacă dorea, putea chiar să ia o baie improvizată. Prima iarnă a fost grea pentru Victor. S-a dovedit că nu era deloc pregătit pentru asta. Era ciudat, deoarece, se pare, bărbatul a trăit toată viața pe stradă. Sau nu? Cum să afli acum? Nu poți merge la poliție, cu siguranță te vor lua pentru un șobolan, ceea ce de fapt ești. Cu șomerii, autoritățile nu au nicio conversație. Aceștia sunt o forță de muncă gratuită, suflete umane necontate. Ce vrei să faci cu ei? Și așa cum a avertizat Nick, nu toți au supraviețuit iernii. În februarie, Ceinic a fost grav bolnav. Prietenii l-au tratat cum au putut, l-au hrănit cu apă caldă, l-au întărit, dar bărbatul a tusit, avea o temperatură ridicată, apoi chiar a început să delireze. A tot amintit de bunica lui din sat, a cerut-o să nu-l bată, l-a asigurat că nu este vinovat de nimic. Atunci Victor a decis pentru prima și singura dată să comită o infracțiune. Mai târziu s-a învinovățit pentru acest act necinstit, cu atât mai mult că nu a ajutat nimic. Dar în acel moment i s-a părut că face ceea ce trebuie. La început, Victor a cerșit doar milostenie lângă un supermarket, dar, așa cum a avertizat Nick, oamenii nu dădeau prea mult unor oameni ca el. Du-te să muncești dacă ești sănătos, bârfeau bătrânele. Victor ar fi vrut să lucreze, dar cine l-ar lua fără reședință, fără documente? Cui era nevoie? Vara erau mulțime de lucrări în gospodăriile private, dar acum cum? În cele din urmă, Victor a fost disperat. Ceainicului nu avea timp să aștepte, avea nevoie urgent de medicamente. Victor știa chiar ce antibiotice erau necesare. De unde avea aceste cunoștințe? Se pare că înainte de a ajunge pe stradă, a trăit totuși în condiții normale. De mult, de mult. În general, Victor a scos portofelul din buzunarul unui tip distras, care mergea pe stradă, cu capul în telefon, fără să observe nimic în jur. Portofelul aproape că ieșea din buzunarul din spate al blugilor lui. Lui Victor nu-i rămânea decât să-și întindă mâna. Și bărbatul a făcut-o, înjurându-se singur. Dar prietenul are nevoie de medicamente, el moare, doar că nimeni nu-i crede cuvintele. Trecătorilor le pasă că un fără adăpost șerșește pentru o sticlă. În portofel s-au găsit foarte puțin bani, dar au fost suficienți pentru medicamente și chiar pentru pâine și cârnați ieftini. La început, teapotului s-a părut că s-a îmbunătățit odată cu pastilele, toți au crezut deja într-un rezultat fericit. Dar după câteva zile, boala a luat o raznă. Nic a găsit cadavrul neînsăflețit al prietenului său seara, când s-a întors de la muncă. L-a îngropat pe un câmp viran din afara orașului. A fost greu să s-a pe pământ înghețat, dar prietenii au reușit, toți trei au tăcut. Doar din când în când își schimbau câteva fraze scurte, da, era strict întreacât. Întorcându-se la conducta de căldură, Nic a povestit povestea teapotului. Băiatul s-a născut într-o familie dezorganizată părinți bețivi, mulți copii, gura în plus a nepotului mai mic era adesea luată de bunica, mama tatălui teapotului. Participantul, desigur, avea atunci numele real de Oleg. Bunica s-a dovedit a fi religioasă, dar într-un sens foarte ciudat. În tot ceea ce făcea sau spunea băiatul, ea vedea semne că el este posedat de demoni. Așa că bătrâna a încercat să alunge din nepot forțele necurate, iar vecinii fanatiști i-au ajutat în asta. Oleg a fost bătut înfometat, ținut zile întregi în subsol întunecat și toate în folosul său. Nu a mers la școală pentru a nu fi expus influenței dăunătoare a tineretului. Bunica intenționa să facă din nepotul mai mic o persoană bună și luminoasă, ca să nu meargă pe urmele mamei și tatălui său. Părinților le era indiferent ce se întâmplă cu fiul lor. A luat-o bunica, lor le e bine, lor le sunt mai puține probleme. Oleg, desigur, s-a plâns mamei și tatălui său, a încercat să explice cum trăiește prost la bunica. Dar ei nici nu au vrut să asculte. Mai mult, i-au certat pe fiu pentru că nu simte recunoștință bunicii pentru tot ce face pentru el. Așa că băiatul a început să fugă de acasă. Prima dată l-au returnat bunicii, după care bunica l-a bătut pe nepot, așa că el nu a putut să stea sau să se întindă mult timp. A doua oară s-a întâmplat la fel. Dar a treia oară Oleg nu a fost găsit, el a acumulat deja experiență și a înțeles cum să se ascundă pentru a nu fi găsit și prins. Libertatea i-a învârtit capul, băiatului era mai bine pe stradă decât acasă, așa că a devenit un vagabond. Acum și plecă trist capul. Toată lumea se termina așa de vreme sau târziu, fie cu boală, fie cu moarte. Victor s-a gândit atunci pentru prima dată la viitorul său. Oare îl aștepta o astfel de viață? Probabil că așa va fi, pentru că nu are acte. Fără acte, nu ești nimeni. Nu te angajează nimeni, nu te primește la spital, trebuie să te descurci singur. Iarna a trecut, vara a trecut a devenit mult mai ușor. Cei trei s-au mutat din nou mai aproape de periferia orașului și au ocupat o casă abandonată în apropierea parcelelor de grădină. Victor se obișnuise deja cu o astfel de viață. Rătăcire, muncă temporară, pericol constant. Bărbatul a înțeles că poți rămâne om în orice situație și în orice condiții. Acest lucru l-a liniștit și i-a dat speranță. Memoria nu i se mai întorsese lui Victor dar acum nu-l mai deranja atât de tare. Nu mai avea timp pentru gânduri și experiențe inutile. Trebuie să supraviețuiești. Au trecut câțiva ani. Nic, Petru și Victor au rămas împreună. Au reușit să supraviețuiască iernii, susținându-se reciproc și îngrijindu-se unul de celălalt. Au devenit adevărați prieteni, rude, poate chiar frați. Cel puțin, Victor nu se mai putea vedea fără ei. Nick, care avea întotdeauna un plan clar de acțiune, și Petru, bun și înțelegător, formau grupul său. Dar într-o noapte întunecată de august a avut loc o razie. Cineva a sunat din nou la poliție, observând că în apropierea satului locuiau oameni fără adăpost. Victor își amintea încă cu groaza acel moment. În zori, lumina farurilor mașinilor de poliție a rupt întunericul, iar din difuzor au venit cuvinte dure, ieșiți unul câte unul, rezistența este zadarnică. Dar ei totuși au rezistat. S-au opus disperat, nedorind să ajungă la un azil de muncă. Au încercat să fugă prin gaura din vechiul gard, dar, după cum s-a dovedit, doi bărbați puternici în uniforme așteptau deja acolo. Primul prins a fost Nick. Petru și Victor au rămas în incertitudine, privindu-și nesigur liderul. Fugiți, proștilor! A strigat Nic, căruia i s-au întors mâinile la spate. Și Victor a fugit. A fugit atât de repede încât vântul îi șuieră în urechi. Trebuia să se salveze, să se grăbească. Să se îndepărteze cât mai mult de acel loc teribil, să se ascundă în pădure, care se întindea la orizont ca o bandă întunecată. Petru era cel mai în urmă din întreaga treime. Victor era cel mai sportiv. Probabil că Nic avea dreptate când a spus că a avut de-a face cu o muncă fizică grea pentru o lungă perioadă de timp. Mușchii lui erau puternici și tonifiați. Victor era posesor al unor mușchi pronunțați și a unei rezistențe incredibile, ca un sportiv. Bărbatul putea alerga repede și mult timp, știa să se apere și să lovească. Poate că trecutul lui a fost atât de agitat. A învățat pe stradă. De multe ori aceste abilități i-au fost în cale. Iată și tu acum. Polițistul s-a dovedit a fi și el un alergător excelent. A ajuns în fața lui Petru, care se sufoca de alergare rapidă. Curând ceilalți polițiști, care deja se grăbeau după fugari, îl vor ajunge din urmă. Nicăieri nu se va duce dar Victor, el a scăpat clar. Polițistul din uniformă l-a ajuns în sfârșit pe Victor, l-a prins de guler, l-a tras brusc spre el. Nu-i lipseau forțele. Victor s-a întors, a încercat să se elibereze, dar fără succes. Și apoi corpul a reacționat din nou automat, așa cum se întâmplase deja de multe ori. Mâinile au prins adversarul de piept, picioarele au efectuat un anumit truc necunoscut lui Victor. Iar acum polițistul, uluit, stătea întins pe iarbă și se uita la cerul roz. Mai repede, hai, ei sunt deja în apropiere! a strigat Victor la Petru. Dar privind la tovarăș, bărbatul a înțeles că acesta nu poate alerga mai repede. De fapt, el nu putea face deloc nimic. Toate aceste acte, acest alergare, toate forțele au dispărut. Petru a căzut greu pe iarbă, gâfâind. Hai să ne adunăm, l-a îndemnat Victor. A mers chiar la tovarăș, l-a luat în brațe, intenționând să se ascundă împreună cu el în pădure. Polițistul a rămas întins în iarbă pentru moment, dar colegii săi se apropiau rapid din partea satului. E inutil, l-a împins Petru. Tu fugi, salvează-te, altfel ne prinde pe toți, iar eu am fugit deja. Victor a înțeles că Petru avea dreptate. Era foarte greu să-l lași pe omul cu care avea atât de multe legături. Absolut singur. Dar ce să faci? Nimeni nu va fi mai bine dacă va fi prins și el. Și bărbatul a pornit din nou spre pădure. Salvarea pădurii era deja foarte aproape. Acolo, între copaci groși, tufișuri și buruieni, nu putea fi găsit. Un câine era necesar. Dar până când îl vor livra la locul lui Victor, urma va fi deja rece. În acea dimineață, Victor s-a rătăcit în pădure, s-a înfundat în adâncul pădurii, s-a ascuns ca un animal rănit. A mers mult timp, încercând să se îndepărteze cât mai mult de urmărire. La prânz, bărbatul era complet epuizat. Văzând un copac vechi și gros cu o bifurcație confortabilă, ca și cum ar fi fost creat special pentru călătorii obosiți, Victor a urcat pe el și a căzut într-un somn profund, dar neliniștit. Bărbatul s-a trezit deja seara. A început să se răcească. Nopțile de august sunt destul de răcoroase. În plus, stomacul l-a durut de foame. Victor s-a hrănit cu darurile pădurii. Direct sub copacul lui erau tufe de mure. Și apoi a plecat mai departe. Avea nevoie să găsească un nou adăpost, un nou oraș. Acum era absolut singur. Fără prieteni este rău, trist, greu. Ce se întâmplă cu ei acum? Probabil că au fost deja trimiși la un azil de muncă, din care nu există scăpare. Victor a văzut odată acest loc înfricoșător, mai exact un gard înalt de ciment cu sârmă ghimpată deasupra. Poate că sârma era și sub tensiune electrică nu există ieșire din azilul de muncă. Și Victor nu-și poate ajuta tovară și, indiferent cât de mult ar vrea. Rămâne doar să sperăm că zvonurile despre azilul de muncă sunt exagerate și că prietenilor săi nu le va fi chiar atât de rău cum își imaginau. În ceea ce îl privește pe Victor, el trebuie să ajungă în oraș. Pe natură, vara încă se poate trăi, dar în curând vor veni fricul. Nu se poate sta în aer liber în fric. Trebuie să se mute în locuri mai calde, mai aproape de locuințe și de coșurile de gunoi, în care mereu există suficientă mâncare pentru ca oamenii fără adăpost să nu moară de foame. Cum să supraviețuiești pe stradă? Victor deja știa asta foarte bine. Nu se îngrijora de el. Dar îi lipseau foarte mult prietenii. Omul s-a obișnuit să fie mereu împreună, să se susțină reciproc cu un cuvânt și să se certe uneori. Acum ce? din nou singur pe toată planeta. Omul a gândit că poate undeva are prieteni și rude despre care nu își amintește deloc. Dar memoria nu-i revenea. Victor a ajuns la un nou oraș după câteva zile de călătorie. A găsit un loc pentru a dormi, s-a uitat în jur și a aflat unde se pot găsi resturi de mâncare. A văzut alți oameni fără adăpost, unii erau destul de prietenoși, alții agresivi. Trebuia să fie întotdeauna în alertă. Dar bărbatul nu s-a lipit de nimeni, pur și simplu nu a avut norocul. A încercat să mențină relații prietenoase cu toată lumea, dar în general se ținea deoparte. Au trecut ani. Victor s-a obișnuit cu viața lui de vagabond. Din când în când, el părăsea un oraș și pleca mai departe. De ce? Bărbatul nici măcar nu știa. Condițiile de viață pentru el erau peste tot aproximativ aceleași. Probabil că doar voia să vadă lumea, noi locuri, noi fețe, peisaje interesante. Nu-i așa că este întotdeauna atât de interesant. Și acum, cu trei ani în urmă, Victor s-a trezit brusc în orașul Vahitovski. I s-a părut imediat că, cândva, într-o viață anterioară, a fost deja aici. Sau într-un loc foarte asemănător. Peisaje urbane păreau vac familiare. Atmosfera orașului era cumva liniștită, caldă, atrăgătoare. Bărbatul a înțeles imediat că va rămâne aici pentru mult timp. Și așa s-a întâmplat. Trei ani au trecut, dar Victor nu vrea deloc să plece din Vahitovski în căutarea unei vieți mai bune. De ce să mai plece Victor? Se stabilise bine aici, avusese norocul să găsească un adevărat cămin, o cămăruță sub scări într-o clădire veche, cu trei etaje era un fond de urgență, unde nimeni nu locuia. Un bărbat din administrație, care se ocupa de acest imobil, îl lăsase pe Victor să stea în cămăruță. Trăiește aici cât timp vrei, i-a spus el. Dar dacă vine o inspecție sau dacă trebuie să mutăm oamenii înăuntru, nu te supăra, o să te mutăm iar pe stradă. Așa că Victor trăia acolo pe bază de bunăvoință, dar era foarte fericit. În sfârșit, avea o cameră adevărată, cu un pat de om, o masă și chiar un mic frigider. Pe bărbatul care îi dăduse adăpost îi zicea Stepan. El încercase să-l angajeze ca portar, prin intermediul unor canale, dar avea nevoie de acte. Formalități oficiale Închiriaș fără acte nu avea nicio șansă. Victor și Stepan nu erau prieteni și nu puteau fi. Erau prea diferiți din punct de vedere social dar într-o zi fără adăpostul îl speriase de o haită de câini, chiar în fața lui. Mulți oameni văzuseră că animalele se pregăteau să atace femeia bătrână, dar nu s-au încumetat să intervină. Victor însă da. El trăise pe stradă mult timp și știa cum să acționeze în astfel de situații. Bătrâna salvată nu a mai apucat să-și mulțumească salvatorului. S-a ascuns imediat în scară, speriată de moarte iar Stepan, care fusese martor la scenă, s-a apropiat de Eru, l-a lăudat pentru curaj și a făcut o propunere pe care Victor nu putea să o refuze. Te observ de ceva vreme, i-a spus Stepan, strângându-i mână. Nu semeni cu ceilalți chiriași. Ești curat, politicos, respectuos și mai ales bun. Cum s-a întâmplat să ajungi să trăiești ca un câine pe stradă? Iarna ce vei face? Victor a dat din numeri, el trecuse prin multe ierni și știa exact ce va face când va veni fricul. Am un fond de urgență, o clădire abandonată, unde există o cameră pentru portar. Acolo te pot lăsa să stai temporar. Sigur, nu te pot oferi o garsonieră, dar în cămăruța de sub scări poți trăi liniștit. Așa că Victor avea o locuință decentă. Bărbatul s-a obișnuit cu o reședința sa mult timp. Să doarmă pe un pat adevărat era o binecuvântare. Să ia masa la masă, să facă duș, să nu tresară la fiecare zgomot întâmplător. Un pic era frică să locuiască singur într-o clădire veche, cu trei etaje. Era ca un castel bântuit. Dar tot era mai bine decât să trăiești în stradă. Victor își iubea cu toată inima camera și era foarte recunoscător lui Stepan pentru adăpostul oferit. Cei doi bărbați vorbeau uneori, când se întâlneau din întâmplare pe stradă. Și asta se întâmpla destul de des. Casa lui Stepan se afla nu departe de fondul de urgență. Uite, te privesc de ceva vreme și nu înțeleg, dar nu-i adevărat că nu-ți cunoști trecutul. Nu, nu știu deloc, nu mă amintesc nimic. Nu ar trebui să fie așa, trebuie să sun la poliție. Nu, nu trebuie, a spus Victor. În anii de viață pe stradă, el a învățat să se teamă de poliție. Și atât de mulți ani au trecut deja. Poate că cineva îl căuta cândva, dar acum, cu siguranță, toate căutările s-au oprit. Glumesc. Au trecut mai bine de zece ani de când Victor s-a trezit pe malul râului. Ei bine, cum știi, a fost de acord Stepan. Dar eu aș proceda diferit în locul tău, în orașul Archiv, Victor a avut în sfârșit o slujbă aproape adevărată. Neoficial, desigur, dar constant. O camionetă cu produse sociale la un supermarket local la aceeași oră de trei ori pe săptămână. Trei fete, vânzătoare și casiere, ar fi trebuit să o descarce. Dar nu le ajungeau forțele, munca era evident prea grea pentru mâinile feminine. Odată văzând cum vânzătoarele din magazinul de îmbrăcăminte de marcă se chinuiau cu toate aceste cutii, Victor nu a putut să reziste și le-a sărit în ajutor. Nu a fost greu pentru el, bărbatul nu s-a sfit de munca fizică și avea destulă forță. „Vă mulțumim”, a zâmbit timid una dintre fete când au terminat. Și a întins bărbatului un pachet plin cu produse. Asta este aproape expirat, termenul de valabilitate expiră peste câteva zile, dar aceste produse sunt delicioase și comestibile. Ne luăm și noi acasă când le scoatem din uz, așa că nu vă fie teamă, mâncați-le. Vă mulțumesc, a zâmbit Victor. Un om care nu s-a sfid să mănânce delicatese din coșurile de gunoi de mulți ani, nu s-a gândit să se teamă. Bărbatul nu mâncase normal de mult timp. Aici erau și cârnați, și pâine, și niște conserve. Și mai este ceva, ați putea veni la noi în ziua următoare. O camionetă va veni la aceeași oră din nou. Vă vedem cât de buni suntem ca încărcători, plata va fi aceeași. Ce ziceți? Desigur, Victor a fost de acord cu bucurie. Și așa a devenit de trei ori pe săptămână, la aceeași oră, bărbatul mergea la supermarket și descărca camioneta, după care primea un pachet uriaș cu mâncare. Victor avea un adăpost, uitase complet ce înseamnă foamea și pericolele străzii. Desigur, bărbatul înțelegea că o astfel de viață se va termina într-o zi. Dar ce va fi, atunci va fi. El știa să supraviețuiască și pe stradă. Între timp, Victor se bucura de bunăstare. Avea mult timp liber. Bărbatul a învățat să iubească pur și simplu să se plimbe prin oraș. Centrul orașului, periferia, malul râului, zona suburbană. Totul era drăguț și plăcut. Uneori, Victor găsea mici slujbe. Totul era la fel ca înainte, mici sarcini, în principal pentru oamenii din sectorul privat. Oamenii încredințau cu bucurie munca spre deosebire de ceilalți oameni fără adăpost, Victor arăta mult mai îngrijit, decent și inspira în general încredere. Din banii câștigați, bărbatul cumpăra medicamente, haine. Odată, a văzut într-un magazin un album cu artistice scumpe. Nu a putut să se abțină și a cheltuit toată câștigul pentru această frumusețe. Cu surprindere, bărbatul a descoperit că știe să deseneze. Din mâinile sale au ieșit tablouri minunate, în principal peisaje urbane și rurale. Tot ce Victor văzuse vreodată frumos, tot ce îl impresionase cândva, acum era transferat pe hârtie. Ești și pictor, ce naiba! S-a uimit Stepan, cândva, intrând să-și verifice protejatul și observând tablourile de pe masa lui. Nu știu, a răspuns bărbatul. Interesantă această personalitate, a spus Stepan. Aș vrea foarte mult să aflu ce ți s-a întâmplat în trecut. Victor ar fi vrut și el asta, dar pe de altă parte, îl înghițea și frica. Ce-ar fi să afle ceva rău despre el însuși? Ce-ar fi dacă în viața lui anterioară, el să fi comis un act oribil? Cineva îl urmărea, încerca să-i facă rău. L-au lovit în cap. Nu era pur și simplu așa, a avut loc totul. Poate că e mai bine să nu știe nimic despre trecut, să trăiască liniștit, mai ales că viața lui s-a îmbunătățit parcă. Victor chiar și-a făcut prieteni, cunoscuți, pentru că singur, pe lumea asta, e foarte greu să trăiești. Stepan nu-l puteai numi prieten. Mai degrabă, un protector. Dar iată că, de asemenea, localnicii, paznicul supermarketului, un bătrân singuratic din casa vecină, toți aceștia acum veneau des în vizită la Victor. Bărbatul era fericit că, în sfârșit, avea un loc unde îi putea invita pe oaspeți. În această dimineață însorită, Victor se grăbea spre slujba lui principală, la supermarket. În curând urma să sosească fura. Astăzi, bărbatul era puțin în întârziere, s-a tot săbovit până târziu peste noapte, lucrând la un nou desen. Așa că a dormit, dar nimic nu era înfricoșător, trebuia doar să se grăbească și va ajunge la timp. Victor se apropie de drum, o intersecție aglomerată. Traficul pe carosabilă era activ în orice moment al zilei și al nopții, mașinile treceau cu viteză mare, un loc periculos. Odată, aici a fost lovit un om. S-a întâmplat chiar sub ochii lui Victor. Bărbatul tocmai alerga pe stradă, grăbindu-se să treacă pe semaforul verde. Tânărul în acel moment deja trecea strada. Totul a fost conform regulilor, pe trecerea de pietoni, pe verde. Și apoi, această mașină străină. Șoferul nici măcar nu a frânat. Adolescentul a zburat în sus ca o păpușă de lemn, a zburat câțiva metri și apoi a căzut direct pe asfalt. Victor s-a întors brusc și a mers în altă direcție. Nu putea să vadă asta, nu voia. Inima îi bătea cu putere, lacrimile îi curgeau din ochi. Îi părea atât de rău de băiat. După ceva timp, pe stâlpul de lângă trecere a apărut un buchet funerar. A stat acolo câteva luni, apoi a dispărut nicăieri. Dar Victor, acum, lângă acest loc, era deosebit de atent. Până când nu se va asigura că toate mașinile s-au oprit la trecerea de pietoni, nu va pune piciorul. Și astăzi, la fel. S-a oprit departe de drum și și-a întors privirea spre semafor. Lumina roșie, trebuie să aștept. Bărbatul era singur acolo, timpul era așa, nu era ora de vârf, puțină lume pe străzi și apoi. Atât de ascuțite urechile lui Victor au auzit un sunet ciudat, zgomotul roților pe asfalt. Totul ar fi fost bine, dar acest zgomot se apropia, viteza obiectului, se pare, creștea. Dar drumul este aproape. Lumina roșie, mașinile trec cu viteză nebună. Victor s-a întors la timp, încă puțin, și băiatul pe trotineta va zbura pe carosabil. Nicio o șansă pentru el. Mașini merg în flux dens, viteza este mare. Niciun șofer nu va avea timp să frâneze. Băiatul, totuși, a trecut pe lângă Victor, care nu a putut reacționa instantaneu, chiar pe băiat deja se îndrepta mașina. Bărbatul a reușit să observe groaza pe fața șoferului, o tânără femeie. Victor, riscându-și viața, a sărit pe drum, a apucat băiatul de guler, l-a aruncat literalmente pe trotuar. El însuși a sărit înapoi imediat. Mașina, totuși, l-a lovit ușor. La o asemenea viteză și un ușor impact s-a dovedit a fi sensibil. Victor a căzut. Mașina s-a oprit puțin mai departe. În același timp, s-a auzit un țipăt puternic de frână. Spre băiatul și Victor a alergat o femeie șofer. Ce s-a întâmplat cu copilul? A exclamat ea, ea l-a lovit. Totul este în regulă cu el, a asigurat Victor, frecându și locul vătămat, l-am reușit să-l trag de sub roți, băiatul nu a suferit. Ce noroc, a fost pe punctul de a izbucni în plâns, iar cu tine totul este în regulă. Victor a dat din cap în tăcere. Nu va spune ei, nu și unei femei speriate, că i-apare acum un hematom mare pe coapsă. Durerea Victor o va simți probabil încă mult timp. Nu contează, este o prostie, o chestiune de viață, se va vindeca ca un câine. Ce faci, domnule, a vorbit femeia către băiat, nu știi că drumul trebuie traversat pe verde. Mare așa, până acum nu am învățat. Băiatul arăta ca un animal zgâriat, avea aproximativ 10 ani. Era clar că băiatul tocmai acum a început să realizeze ce a scăpat. Lui Victor i-a fost milă de nefericitul șofer. Dar uitat, cu cine nu se întâmplă. Principalul lucru este că totul s-a terminat. Da, este adevărat, a fost noroc că ai fost aproape, băiatul lui a avut noroc, spre deosebire de trotineta lui. Toți trei au privit la trotineta avariată, care a ajuns sub roțile mașinii. Dar acum ce facem, chemăm poliția sau ambulanța? A întrebat femeia, privind întrebător la ceilalți participanți la incident. Eu zic că am scăpat cu bine. Nu s-a întâmplat nimic grav, a spus Victor, dând din numeri. Băiatul a dat din cap, confirmând. Atunci eu plec, întârzi la o întâlnire importantă, a spus femeia. Apoi s-a uitat la băiat și a adăugat cu un ton sever: Lasă ca asta să fie un bun exemplu pentru tine, băiete. Data viitoare s-ar putea să nu fie pe cineva ca acest domn bun în apropiere sau s-ar putea să nu aibă timp să reacționeze. Femeia a plecat. Victor a scos trotineta avariată pe trotuar și s-a uitat nedumerit. Transportul tău nu mai poate fi reparat, nu mai poți să-l repari, a spus Victor. Lasă-l! A exclamat băiatul, care tăcea până în acel moment. Tatăl meu îmi va cumpăra unul nou, nu este un cerșetor. Mă îndoiesc că va cumpăra dacă află adevărul, a spus Victor, clătinând din cap. Nu i-a plăcut cuvântul cerșetor rostit de copil. Cum poți spune așa ceva? Ești prea arrogant. Probabil că băiatul trăiește într-o familie bogată. Uniforma militară pe care o poartă este clar scumpă. El este răsfățat și are un dispreț față de cei care sunt mai jos decât el din punct de vedere social. Cuvintele sale îi rănesc chiar mai mult decât cerșetor. Este fără adăpost, fără trecut. Vă mulțumesc din suflet, a spus băiatul cu lacrimi în glas. S-a uitat la Victor cu o recunoștință atât de sinceră, încât bărbatul a înțeles că s-a grăbit să tragă concluzii. Băiatul nu părea un răufăcător. Vă rog, a zâmbit bărbatul, dar nu mai spune niciodată așa ceva. Ști că trebuie să traversezi strada la semafor. Da, știu, desigur, a răspuns băiatul, dându-și din mână. Dar asta nu este problema. Victor era curios de ce băiatul spunea asta. Voia să mai vorbească puțin cu el, să-l ajute să se relaxeze după ce s-a întâmplat, să se asigure că totul este în regulă cu el înainte de a-l lăsa să plece singur. Tatăl meu mi-a comandat un nou scuter din America, a continuat băiatul. Este foarte tare, nimeni altcineva nu are unul la fel în oraș. Deci, acum nu mai am niciunul. Păi, tatăl tău îți va comanda altul, a spus Victor. Da, bineînțeles, a spus băiatul. În general, are o frână foarte tare, o antrenam, antrenam în curte, tot îmi ieșea, se oprea trotineta pe loc în doar o secundă, oricum m-aș fi dat pe ea, grozav, nu. Dar să presupunem, a fost de acord Victor. El începuse deja să înțeleagă unde vrea să ajungă tânărul său interlocutor, dar și iată că am vrut să frânez înainte de drum, îmi ieșea înainte, dar aici nimic, cum fugeam, așa fugeam mai departe, iar viteza o luasem deja lată, zburam direct sub roți și nu puteam face nimic. Dar să sară de pe el, și asta ar fi fost tot. Victor se uită cu atenție la băiat. Viața este mai valoroasă decât orice țiapă. Da, știu, a oftat băiatul. Nu m-am gândit. Pur și simplu a fost atât de înfricoșător încât nu puteam nici să mă mișc, nici să gândesc. M-am înțepenit. Da, cam așa. E clar că tu care nu ai oprit. Știi de ce? Nu ai ținut cont de faptul că drumul merge aici în jos. Probabil că ai testat transportul tău pe teren plat. Exact, a părut că băiatul a avut o revelație. La asta nu m-am gândit. Dar totuși, în viitor, fi mai atent. Se întâmplă, a strigat băiatul. Nu se poate așa, mai ai salvat viața și nici măcar nu știu cum te cheamă. Mă numesc unchiul Victor, s-a prezentat Victor. Uite, și eu sunt Victor, a strălucit băiatul. Ce coincidență, a zâmbit Victor. Îmi place tot mai mult acest băiat, grozav, atât de sincer, recunoscător, un băiat bun. Am greșit că m-am gândit la el rău la început. Haide cu mine, a implorat deodată băiatul. Haide, haide, aici, nu departe este biroul tatălui meu. Știi ce fel de om am tatăl meu? Are un restaurant. Poate știi, se numește legenda urbană. Un nume sonor, a zâmbit Victor. Desigur, știam acest loc, am trecut pe lângă el de câteva ori. Acolo se aduna de obicei elita locală. Restaurantul era de cea mai înaltă clasă, deși Victor nu mai avea nevoie să inspecteze acum coșurile de gunoi din apropierea unităților de catering, a făcut-o din obișnuință, a trecut prin zona Arhipov, unde se află localele cafenelelor și restaurantelor. În caz că ceva. Da, un nume grozav, a fost de acord micul Victor, tatăl său l-a venit și prietenul său, adică partenerul. Dar asta e tot, doar să mă grăbesc, a exclamat Victor. A uitat că întârzie la supermarket. Furava va veni în curând, iar bărbatul nu este obișnuit să-i dezamăgească pe oameni. Și dacă întârzi o dată, întârzi de două ori, așa că poți pierde un loc de muncă care te hrănește deja de atâția ani. În această afacere sunt importante executarea și punctualitatea. Cum așa mai supărat? Trebuie să te prezint tatălui meu, să-i spun ce s-a întâmplat, el te va răsplăti. Știi cât de bucuros va fi că te-a salvat. Nu am făcut nimic special și trebuie să plec deja. Da, dar tu nu te simți bine, acum îți este greu din cauza mea. Te rog, vino cu mine la tatăl meu nu am timp, băiete, trebuie să mă duc la muncă. Cea mai bună recompensă pentru mine este promisiunea ta de a fi mai atent în viitor. O să fiu atent, promit, a asigurat băiatul. Dar și tu ar trebui să promiți. Hai să ne întâlnim aici seara la ora șase. Voi vorbi cu tatăl meu, el va veni cu mine și te va răsplăti, te rog. Totul s-a terminat bine, dar tu mi-ai salvat viața, a strigat băiatul. Promite că vei veni! Era atât de multă rugăminte în privirea lui, atât de multă speranță, încât Victor nu a putut să-l refuze pe băiat. Bine, voi veni, a cedat Victor. Victor a strălucit, fața lui presărată cu pistrui a fost luminată de o largă zâmbet. Adică până seara! Băiatul a fluturat mâna salvatorului său și a fugit în sus pe stradă. Viu, sănătos, vesel! Victor a privit din nou la trotineta lui Victor, stricată de drum, și s-a gândit la ce ar fi putut să se întâmple. S-a încruntat și s-a grăbit spre supermarket. Bărbatul șchiopăta puternic, cu apsal durea groaznic, dar nu avea fractură, asta sigur, ceea ce înseamnă că nu era nimic grav, totul se va vindeca curând. Victor se grăbea spre supermarket în timp ce tânăra lui omonime se îndrepta în fugă spre biroul tatălui său. Clădirea unde se afla acesta, se afla literalmente pe strada vecină, de la locul unde abia nu s-a întâmplat tragedia. De ce m-am bucurat atât de mult de acest trotinet? De jucării, băiatul avea mereu destule. Tatăl său îi cumpăra tot ce își dorea, dar un astfel de trotinet nu-l avea nimeni, nici în oraș, nici în țară. Băiatului îi reușeau pe el astfel de trucuri spectaculoase, la care nu îndrăznea nici măcar să viseze înainte. Mama, văzând aceste isprăvi, își ținea inima în pumni, dar tatăl se bucura că fiul său crește atât de curajos și de îndemânatic. El a fost întotdeauna susținător și încuraja pasiunea singurului său copil. Familia locuia într-o casă mare cu un frumos, grădină îngrijită. Mama lui Victor nu lucra, se ocupa de gospodărie și de fiul ei. Iar tatăl lui. El era mereu plecat în călătorii de afaceri sau dispărea în birou zile întregi pentru că afacerea necesita participarea sa constantă. Băiatului îi lipsea atenția tatălui său, îi era dor de el adesea. De aceea folosea orice pretext potrivit pentru a-și vizita părinții la birou. Acum i s-a prezentat o ocazie minunată de a se întâlni cu tatăl său. Desigur, părintele trebuie să știe ce ar fi putut să se întâmple. Îl va certa, desigur, pentru imprudență, nu fără asta. Poate că nu-i va mai cumpăra un astfel de trotinet. Dar tatăl trebuie să știe cine a salvat viața fiului său. Ivan, el, desigur, îl va răsplăti pe Victor, îi va da multe, multe bani. Victor avea nevoie de ele clar, iar Victor, care nu era mic, a înțeles imediat că omul care l-a scos de sub roțile mașinii era foarte sărac. Acesta este, probabil, un om fără adăpost. Sunt mulți în zona Vatov. Acești bani nu vor fi de prisos pentru Victor. Bună! A salutat Victor fetele de la recepție. Una dintre ele, văzându-le pe băiat, a sunat imediat pe tatăl său prin conexiunea internă. Alo, Anton Alexivici, fiul dumneavoastră este aici. Lăsați-l să treacă. Victor a urcat la etajul 4. În câteva secunde, tatăl său l-aștepta deja. Bună, cum te descurci? a întrebat omul din scaunul său. Și cu ce s-a întâmplat cu tine? De ce ai toate picioarele pline de zgârieturi? Tată, iată ce s-a întâmplat. Și Victor, foarte agitat, i-a povestit tatălui său despre incidentul recent. Pe măsură ce fiul său povestea, fața lui Anton Alexivici devenea din ce în ce mai palidă. Înțelegi, tată, vreau să-l răsplătesc, să-i dau mulți bani. El este fără adăpost și are nevoie disperată de ei. Nu vrea să ia nimic, dar tu vii cu mine seara la acel pasaj și îl convingi. Fiule, înțelegi care este problema? A spus în cele din urmă Anton Alexivici. El era încă șocat de povestea fiului său despre ceea ce ar fi putut să se întâmple dacă nu ar fi fost acel om fără adăpost pe acolo. Banii sunt ceva care este astăzi și mâine nu mai este. Cât nu dai, tot se vor termina repede. Dar atunci ce să facem? Îl voi angaja în restaurantul nostru. Îl voi ajuta să-și facă actele. Dacă este un om fără adăpost, probabil că nu are acte în regulă. Fără ele, nimeni nu-l va angaja sau nu-l va trata dacă se îmbolnăvește. Dar el este un om bun. A riscat să te salveze de sub roțile mașinii. Sunt puțini oameni ca el astăzi. Cred că ar trebui să-i dăm o șansă în viață. Să-l facem membru cu drepturi de pline al societății. Cum va folosi el această șansă este treaba lui, dar asta este mult mai bine decât doar niște bani. Ai dreptate, tată. Și Victor este cu adevărat un om bun. Probabil a intrat în vreo încurcătură și a ajuns fără adăpost. Dar noi îl vom ajuta să se întoarcă la o viață normală. Îți place acest plan? Foarte mult. Atunci, la ce oră v-ați învoit să vă întâlniți acolo? La ora șase. Atunci, fi la ora ora cinci de minute în biroul meu. Vom merge împreună să-l mulțumim salvatorului tău. Am să-i strâng mâna. Ura! A exclamat băiatul. Acum du-te acasă. Nu te mai juca cu focul. Dacă vrei, voi chema un șofer să te ducă. Nu, nu-mi trebuie. Mă voi plimba pe jos. Nu te îngrijora, acum știi cât de atent voi fi. Voi fi de o sută de mii de ori mai atent decât înainte. Când Victor a venit la ora stabilită la biroul tatălui său, nu l-a găsit. Anton Alexivici a plecat la o întâlnire importantă la primărie, a explicat fata de la recepție. Dar nu vă faceți griji, nu a uitat de înțelegerea voastră. Matvii Gorevici știe de toate aceste lucruri. El vă va însoți acolo unde v-ați întâlnit. Victor a oftat. Matvii Gorevici era, desigur, un tip grozav. Era tânăr, vesel și glumea mereu. Iar Victor îl cunoștea bine. Avea un fiu de vârsta lui, pe nume Petia. Matvii Gorevici era asistentul tatălui său, brațul său drept. Când era vorba de sarcini individuale, cum ar fi cea de acum, el era cel care era trimis. Dar totuși, Victor ar fi preferat ca tatăl său să meargă cu el la întâlnirea cu omul fără post. Ar fi fost mai corect ca Victor să vină. El este fiul său. Victor nu era obișnuit să se supere sau să facă capricii mult timp, așa că cinci minute mai târziu râdea deja cu poftă la glumele lui Matvii Gorevici, mergând cu el spre acel pasaj. Victor a ajuns la locul stabilit cu mult înainte de ora ora șase. Se simțea stânjenit, stând acolo, așteptând o mulțumire pentru salvarea unui copil. Da, orice bărbat normal ar fi procedat la fel. De asemenea, este un lucru obișnuit, faiersc. Ce mulțumire ar putea exista? Dar Victor, el totuși promisese băiatului. Băiatul ar veni, ar aștepta, s-ar supăra. Așa că, dacă a promis, să se țină de cuvânt. Bărbatul i-a observat de departe pe băiat și pe tatăl său, grăbindu-se către el pe stradă. Ambii zâmbeau. Era clar că aveau o relație excelentă. Bună, Victor!" A spus Victor, surprinzându-le pe bărbat și l-a îmbrățișat de talie. Bărbatul l-a mângâiat stângaci pe cap pe băiat. Bună, băiete!" a spus el. Bună, Victor, a spus Matvii Gorevici. De la numele tatălui acestui tânăr, aș dori să vă mulțumesc pentru salvarea băiatului. Este o mare noroc pentru noi toți că ați fost în preajmă. Nu este nevoie, a spus Victor. Eu nu sunt tatăl său. Anton Alexivici dorea să vină personal la întâlnirea cu dumneavoastră, dar a avut urgențe de lucru. Înțeleg. Dar totuși, nu meritați mulțumire, oricine ar fi făcut la fel pe locul dumneavoastră. Pur și simplu am fost în preajmă. asta e tot. Băiatul a insistat atât de mult să veniți. Nu am putut să-l refuz. Și a făcut bine că a insistat, a spus Matvii Gorevici, zâmbind. Am pregătit un întreg plan despre cum să vă mulțumim. Și asistentul lui Anton Alexivici i a povestit lui Victor tot și despre faptul că acum, fără adăpostul, va lucra ca îngrijitor la legenda urbană și despre salariul său, care va fi mai mare decât media din oraș și despre faptul că Anton Alexivici intenționează să-i facă salvatorului fiului său acte, datorită cărora va deveni un membru cu drepturi de pline al societății. Asta e adevărat. Toate astea sunt adevărate. Nu-și credea Victor urechile. Desigur că este adevărat. Documente? Asta se poate. Să obțin un pașaport, să mă legalizez, să devin om nu doar în esență, ci și în acte. Aceasta era o veche dorință a lui Victor. Dar până în acel moment, bărbatul credea că aceasta este imposibilă. Pentru Anton Alexivici, nimic nu este imposibil, a zâmbit Matvi. Și așa, pentru Victor a început o nouă viață. Acum în fiecare dimineață, bărbatul venea la restaurantul Legenda Urbană. Timpul său de lucru îl petrecea în principal în bucătărie, în depozitele anexe și pe teritoriul adiacent. Se ocupa de curățenie, scoatea gunoiul greu, spăla podelele, mătura, avea grijă de plantații, puțin din toate. La început, personalul restaurantului s-a purtat cu suspiciune față de noul angajat. Cum să fie oare un vagabond, unul de pe stradă, cum de a putut Anton Alexeevici să-și vină în fire și să-l ia pe un astfel de om la muncă? Da, l-a salvat pe băiețelul de sub roți. Așa că s-a despăgubit de el și gata. Dar treptat Victor a demonstrat că este un angajat conștiincios, un om bun, un interlocutor plăcut. Bărbatul nu refuza niciodată să ajute colegii, putea să descarce atmosfera cu o glumă la obiect. Noul angajat își îndeplinea munca cu atenție și scrupulozitate, așa că curând la noul său loc de muncă a apărut un grup de susținători și chiar prieteni. Micul Victor acum venea des la restaurant pentru a-și saluta salvatorul, pentru a afla cum îi merg treburile. Un băiețel inteligent și foarte plăcut. Bărbatul i-a povestit uneori despre viața de pe stradă, evitând în mod special momentele groaznice și neplăcute, Totul părea aproape ca o aventură, o poveste cu un sfârșit fericit. Desigur, cu un sfârșit fericit. La urma urmei, acum fostul vagabond Aspit, care a trăit într-o cămară de sub scări, lucrează într-unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din oraș. Cine ar fi crezut? Da, Anton Alexei și-a ținut promisiunea față de Victor, iar bărbatul a primit un pașaport. Abia a reținut lacrimile când l-a luat pentru prima dată în mâini. Pentru el, asta însemna multe. Nu mai era un călător invizibil, ci un cetățean cu drepturi de pline al țării sale. Victor nu știa cum a reușit șeful său să facă asta și ar fi vrut să-l mulțumească personal lui Anton Alexeevici. Doar că patronul nu apărea niciodată la restaurant. Își transmitea dispozițiile prin intermediul asistentului său. Același Matei Yurievici sau pur și simplu Matei. Victor s-a împrietenit cu bărbatul și acum se adresa unul altuia fără a folosi patronimul. Documentele pentru noul angajat le-a trimis tot el. Acum Victor avea și un nume de familie și un patronim, Archipov și Archipovic, respectiv, în onoarea orașului în care soarta l-a dus. I s-a făcut și o adresă într-un mic cămin din orașul respectiv. În sfârșit, era un om adevărat, chiar dacă nu avea un trecut. Dar nu mai era un invizibil sau un vagabond de pe stradă. Aș vrea să-i mulțumesc personal patronului, se bucura Victor, privind noul său document. El apare rar aici, dădu din cap Matei Iurievici. La ce să vină? Se ocupă de tot de la birou și călătorește mult în interes de serviciu. E foarte ocupat acum ne extindem, deschidem noi filiale în alte orașe. Anton nu mai are timp nici pentru familie. Micul Victor confirma această informație. El îi spunea de prietenului său mai mare că este dor de tatăl său, pentru că acesta nu avea timp să petreacă timp cu familia. Așa că, în practică, toate afacerile la legenda orașului erau conduse de Matei. Sub conducerea la distanță a lui Anton Alexeevici, desigur. Când Victor a primit prima sa salariu, a crezut că e o greșeală. I s-a înmânat un plic gros plin de bancnote mari. Bărbatul nu ținuse niciodată atât de mulți bani în mâini și nu știa ce să facă cu ei. Nu totul e în regulă, zâmb Matei, la care Victor s-a dus cu o întrebare. Cumpără-ți haine normale, ia-ți tot ce-ți trebuie pentru viață. Și totodată, economisește puțin câte puțin poate că încet încet vei putea să-ți cumperi o locuință. Perspectivele care se deschideau în fața lui îi dădeau fiori. Era oare posibil? Victor avea acum un loc de muncă stabil, oficial, cu un salariu bun, documente. Curând își va cumpăra și o locuință proprie. Cu doar puțin timp în urmă, Victor nu putea nici măcar să viseze la asta. Priviam viitor cu teamă, Acum, însă, putea să meargă la doctorul lor și să-i spună despre situația cu memoria lui. Poate că exista un medicament care să-l ajute să-și amintească ce s-a întâmplat înainte de momentul în care Victor, bătut și ud, a ajuns pe un țărm pustiu. Dar bărbatul nu se grăbea să meargă la spital. Mereu se găseau tot felul de treburi și scuze. Victor se temea în continuare să afle adevărul despre sine. Ce dacă ar fi aflat că avea un trecut întunecat? În prezent, viața lui era destul de bună. Se temea să nu distrugă această idilă, să nu piardă tot ce i oferise soarta. Poate că era mai bine să rămână în negura uitării. Poate că Victor ar fi mai fericit și mai liniștit dacă nu ar mai încerca să-și amintească trecutul. Într-o dimineață de vreme, șeful de bucătărie l-a trimis pe Victor în sala Veipe. Una dintre femeile de serviciu se îmbolnăvise brusc și era nevoie ca cineva să aranjeze locul până seara. Victor a luat cu el un laian, o mătură, scânduri, produse de curățenie și s-a dus în sala veipe. Nu mai fusese niciodată acolo până atunci. De obicei, doar arunca o privire pe ușă când trecea pe lângă ea. Acum însă, avea ocazia să examineze mai atent spațiul. Mobila era scumpă și elegantă, din Italia, podeaua era netedă și strălucitoare, iar lustra era masivă, cu ornamente în spirală. Totul era luxos și bogat, dar era și faiersc, având în vedere că în acest salon se adunau de obicei elita. Atenția lui Victor a fost atrasă de tablourile de pe pereți. Erau desene realizate cu acolorate. Cu siguranță era opera unui artist celebru, dacă se aflau acolo. Era ciudat, Victor avea impresia că văzuse aceste tablouri undeva. Mai mult decât atât, artistul părea să lucreze într-un stil similar cu cel al lui Victor. Subiecte simple, peisaje, portrete, oameni, animale în mișcare. Victor s-a interesat. Îi dorea să afle cine era autorul acestor opere. Bărbatul a mers prin salon, sperând să vadă numele artistului pe unul dintre desene. Nu știa și nici nu-și imagina că, în acel moment, era supravegheat. Anton Alexeevici era puțin îngrijorat de cum mergeau lucrurile în legenda orașului. În ultima vreme, bărbatul și-a concentrat toate eforturile pe dezvoltarea și extinderea filialelor. Nu glumă, acum avea în mâini nu doar un restaurant, ci o întreagă rețea de astfel de unități, aproape o imperiu. Nu-și vedea fiul, soția lui probabil va uita curând cum arată soțul ei, dar asta nu contează. Este doar o perioadă atât de tensionată. Este greu să trageți un astfel de efort singur, fără un tovarăș de încredere în care să poți avea încredere. Dar va trece puțin timp și totul va reveni la normal. Apoi ar trebui să zboare cu familia în vacanță, să se relaxeze împreună pe malul oceanului, să se odihnească și să fie împreună altfel de ce le sunt de fapt necesare aceste bani. Odată, Anton credea că banii sunt cel mai important lucru în viață. Fără ei, ești nimeni, o insectă fără apărare. Dar cum altcumva ar putea crede un băiat dintr-o familie săracă? Nu avea haine normale, nu avea manuale, nu avea hrană normală, să nu mai vorbim de jucării și alte bucurii ale copilăriei. Tatăl lui Anton era un alcoolic clasic. Bea periodic, nu lucra, îi bătea pe toți în fiecare seară. Mama lui îl suporta tot fără să se plângă. Chiar și mai târziu, Anton a simțit o anumită mândrie pentru faptul că era atât de mândră și de răbdătoare. Dar părinților nu le păsa de fiul lor. Anton, deși nu era orfan, creștea ca un urzică printre vii și se simțea foarte nefericit. Odată, Anton și cel mai bun prieten al său, un băiat dintr-o familie la fel de săracă au jurat că nu vor trăi ca părinții lor. Vom avea mulți bani, vom deveni mari oameni de afaceri. Băiatul a privit prietenul său cu ochi arzători. Vom fi puternici, ne vor respecta și ne vor teme. Și încă vom fi buni, vom ajuta pe toți cei care au nevoie, a adăugat apoi prietenul. Băiatul vecin era la fel de inteligent ca și Anton. Prin urmare, băieților nu le-a fost niciodată plictisitor împreună în capetele lor mici se nășteau constant idei interesante. Dar prietenul lui Anton se mai distingea prin inima lui bâlândă și caracterul bun. El era mereu milostiv față de cineva, băiatul se grăbea mereu să salveze pe cineva. Acest lucru nu l-a dus niciodată la bine, dar în cele din urmă l-a dus la bine. Amintindu-și de prietenul său din copilărie, Anton a oftat greu. A trecut atât de mult timp, dar această poveste încă nu le liberează. Inima lui durea și sufletul său era sfâșiat de necunoscut. Nu era nicio claritate până acum. Bărbatul a alungat gândurile triste, s-a concentrat pe treabă. El a știut întotdeauna cum să se concentreze pe probleme, ignorând totul altceva. De aceea, probabil, a atins astfel de culmi. În prezent, el era îngrijorat de faptul că veniturile de la legenda orașului au scăzut brusc. Ce nu este în regulă? Poate că este timpul să schimbăm meniul sau designul este depășit sau ceva nu este în regulă cu personalul. Trebuie să aflăm de ce vizitatorii preferă acum concurența. Anton a decis să vizioneze cu atenție ultimele înregistrări de la camerele de supraveghere. Ivan este atent și sensibil, el va fi sigur că va înțelege ce se întâmplă, mai ales că se întâmplă de mult timp. Bărbatul a pornit înregistrările în modul de vizualizare în timp real. Mai întâi trebuie să inspecteze sala acum, când nu este nimeni. Dimineața de vreme este cel mai potrivit moment. Anton a observat imediat noul curățător. Acest om a salvat fiul său unic. Bărbatul intenționa să-l cunoască personal pentru a-i mulțumi personal, dar nu a avut timp, așa că Anton a amânat această afacere până mai târziu. Conștiința bărbatului era curată, el a făcut tot ce a putut pentru acest om. A chiar i a eliberat documentele, deși a fost dificil și costisitor. De aceea, Anton îl vedea acum pentru prima dată pe noul angajat. Wow! Un vagabond interesat de pictură! iată cum examinează pictura. Victor s-a apropiat de cameră, fața lui a apărut pe ecran cu zoom mare. Proprietarul legendei orașului a rămas literalmente înmărmurit. Nu. Nu poate fi. Nu se poate întâmpla, este o eroare. Dar cu cât bărbatul se uita mai mult la fața curățătorului, cu atât înțelegea mai clar. Nu. Nu este nicio eroare. Inima bărbatului bătea atât de tare încât părea că va sări din piept. Anton a sărit din scaunul în care intenționa să petreacă toată ziua verificând rapoartele. Nu era timp pentru asta acum, așa că a apucat cheile de la mașină de pe masă și, fără să aștepte liftul, a fugit pe scări în jos. Victor a terminat rapid curățenia, iar Matei l-a lăsat să se odihnească înainte de o nouă sarcină. În timp ce bărbatul se bucura de o pauză, Stând pe una dintre băncile din grădina din fața restaurantului, Anton a observat imediat curățătorul, de îndată ce a intrat pe poarta legendei orașului. Bărbatul nu a avut niciodată probleme cu vederea, așa că a putut să-l vadă pe Victor de la distanță. Da, acesta era cu siguranță el. Un frison i-a trecut pe spinare. Mintea lui încă refuza să accepte ceea ce era evident. Anton a oftat de câteva ori pentru a se calma. S-a apropiat încet de curățător. Bună, a spus proprietarul restaurantului, privindu-le atent pe Victor. Bună, a sărit curățătorul de pe locul său. A înțeles imediat cine era bărbatul din fața lui. Fotografiile lui Anton Alexeevici apăreau din când în când în presă și reclame, iar micul Victor îi arătase adesea prietenului său mai mare fotografii cu tatăl său, îmi pare plăcerea, a spus Anton, zâmbind și oferindu-i lui Victor mână. La fel, a spus Victor. De mult vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit șansa la o viață normală. Acesta a fost cel mai puțin pe care l-am putut face pentru tine, pentru salvarea fiului meu. El este singurul pe care îl avem cu soția mea. Nici nu-mi pot imagina cum am fi trecut prin toate acestea. Este un băiețel minunat, a zâmbit Victor. Da, a fost de acord Anton. Doar că este foarte neîndemânatic, dar și eu eram așa. Iar tu? Se spune că nu-ți amintești nimic din trecutul tău. Victor a clătinat din cap. M-am trezit într-o zi pe un țărm pustiu. Pare că m-au lovit în cap. Aveam o tumoare mare pe cap și nu mă aminteam absolut nimic despre mine, cu excepția numelui. De atunci trăiesc așa. Victor, Anton a strâns brusc umerii lui Victor. Privește-mă mai atent, te rog, uită-te. Nu ți-amintești deloc. Victor s-a speriat și a clipit. În acel moment, el a fost copăleșit de o gamă întreagă de emoții, surpriză, anxietate, premoniția ceva măreț. Și da, de fapt, fața tristă a lui Anton îi părea vac familiară. Unde o mai văzuse? Poate că undeva, cândva, dar pe de altă parte el văzuse toate acele fotografii și reclame. Să ne așezăm, a spus Anton. În sfârșit a eliberat umerii lui Victor. Bărbații s-au așezat pe o bancă. Voiam să vorbesc cu tine, a vrut să vorbesc cu tine mai atent, dar acum, când te-am văzut așa de aproape și am înțeles că acesta ești tu, nu mai pot tăcea. Trebuie să-ți asculți povestea. Victor îl privea cu îngrijorare pe Anton Alexeevici. El îl văzuse pe acest om pentru prima dată în viață. Proprietarul restaurantului se comporta atât de ciudat. Oamenii îl descriau ca pe un om rațional până la os, dar acum comportamentul lui provoca anxietate. Poate că acest om nu era sănătos. Anton Alexeevici și-a luat un moment pentru a se calma. A luat o adâncă gură de aer și a început o lungă poveste, începând cu povestea copilăriei sale. Băieților le-a fost greu în copilărie. Tatăl lor era alcoolic, mama lor era indiferentă, iar ei trăiau în sărăcie. Anton visa la o viață diferită, o viață pe care nu o putea avea. Singurul prieten care îl înțelegea pe Anton era Victor, un băiat cu o soartă similară, care locuia în apropiere. Băieții visau, făceau planuri și se gândeau constant la viitor. Își doreau foarte mult să devină bogați. Amândoi s-au descurcat bine la școală, deși proveneau din familii sărace. Anton era bun la științele exacte, iar Victor avea talente în disciplinele umaniste. Astfel, ei și-au împărțit sarcinile. Anton se ocupa de finanțe și planificarea afacerii, în timp ce Victor, care era creativ, se ocupa de negocieri, relații publice, publicitate și design. Băieții din familii sărace au reușit să-și îndeplinească visul. Au deschis un cafenea. Au muncit din greu de dimineața până seara pentru a economisi bani. Au început să facă bani încă de la vârsta de 12 ani, înțelegând că trebuie să muncească mult timp pentru a-și îndeplini visul. Nu și-au cheltuit banii, ci i-au pus deoparte într-un safe secret, iar după ce au devenit majori, au deschis un cont bancar. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, prietenii au deschis cafeneaua. Numele l-a venit Victor, care era liderul creativ și generatorul de idei în tandemul lor. Numele legenda orașului suna solid și promițător. Anton a fost de acord imediat. Victor, care avea un simț artistic și un gust de a lucrat și la interiorul cafenelei. El a decorat pereții sălii de mese cu tablouri pictate de el. De mic, Victor era un pictor talentat. Talentul său s-a dezvoltat și s-a perfecționat de-a lungul anilor. La început, bugetul era minim, dar Victor a reușit să creeze o atmosferă specială în cafenea, elegantă, respectabilă și atrăgătoare. Tânărul a intuit ce interioare vor atrage clienții. Clienții au început să vină imediat. În acel moment, în orașul lor nu exista atât de multă concurență, ca acum. Astăzi este mai dificil pentru noi veniți să intre în afaceri. În acele vremuri, legenda orașului se distingea de alte restaurante similare prin interiorul său interesant. Oamenilor le plăcea să petreacă timp acolo. Când a început să curgă profitul, prietenii de comun acord au investit bani înapoi în afacere, perfecționându-și și, și extinzându-și afacerea. A trebuit să muncească din greu zi și noapte, să se îngrijoreze și să riște, dar a meritat. Anton și Victor se încredeau complet unul în celălalt ei erau, probabil, cei mai apropiați și mai dragi oameni din lume. În ciuda faptului că amândoi aveau părinți. Iar afacerea comună nu a distrus această prietenie, așa cum preziceau mulți băieților. Desigur, au existat uneori certuri și neînțelegeri, dar tinerii proprietari ai unui cafenele prospera au întotdeauna găsit o modalitate de a ieși din conflict. În plus, amândoi înțelegeau că adevărul se naște din dispute și nu le considerau ceva negativ. Anton era o adevărată acvila a afacerilor, rațional, principial, uneori dur. El a ales doar acele opțiuni care s-au dovedit imediat profitabile pentru cafeneaua lor și a respins tot ce a fost de prisos. Victor, pe de altă parte, s-a distins din copilărie prin bâlândețe și bunătate. Prefera să dea oamenilor o a doua șansă, să-i motiveze cu bomboane, nu cu biciul. Apropo, un astfel de comportament s-a dovedit a fi, de asemenea, benefic pentru legenda orașului în multe cazuri, deși nu întotdeauna în termen lung. Prietenii se completau reciproc, formând un întreg perfect. Erau parteneri de afaceri și frați în viață. Nu-ți amintești nimic din asta. Anton l-a privit pe Victor cu ochi plini de speranță. Dar acesta a clătinat din cap. Am înțeles deja la ce se ajunge. Eu sunt același Victor. Dar. Totul este atât de vac. Îmi amintesc un episod din viața mea trecută. Stăm pe un copac, sus, sus. Vara. Jos, un băiat, probabil prietenul meu. Într-o cămașă roșie în carouri și pantaloni scurți tăiați din blugi. De ce îl văd clar? Acesta sunt eu, a spus Anton. Probabil că stai pe o veche măr copt din afara orașului, culegi mere și le arunci la mine, iar eu le adun. Tu ai fost mereu mai agil, nu puteam urca pe acest copac. Iată te ca o veveriță, într-o clipă și ești deja în vârf, acolo unde cresc cele mai mari și mai dulci mere. Victor a zâmbit. De la această atenție, chiar dacă trecătoare, chiar dacă neclară, o căldură plăcută i s-a răspândit în tot corpul, da, Anton Alexeevici, a spus el. Acum mi se pare aproape un prieten, aproape un frate. Bărbatul nu-și amintea nimic din ce a spus șeful. Dar senzațiile? Ele se schimbau clar. Victor nu se mai temea de șeful său. Nu mai era pentru el un străin. Între timp, Anton a continuat povestea. Lucrurile mergeau bine pentru tinerii oameni de afaceri. În curând cafeneaua s-a transformat într-un restaurant care câștiga din ce în ce mai multă popularitate în oraș. Acum ceva timp, restaurantul lor a început să fie vizitat de oaspeți celebri, vedete locale, oameni de afaceri bogați. Profilul instituției a început să se schimbe rapid. Acest lucru, desigur, s-a reflectat și în profituri. Curând, Anton și Victor au putut să-și cumpere apartamente confortabile, mașini scumpe. Acum și-au putut permite să se odihnească pe malul mării, să poarte haine bune. Totul a fost exact așa cum visul lor de copii. Desigur, au apărut și probleme. Concurenții nu dormeau, ei au aranjat constant surprize neplăcute pentru prietenii de afaceri de succes, au răspândit zvonuri despre otrăvirea în restaurant, au incendiat o anexă, au inundat cu amenințări telefonice. Nu toată lumea era pregătită să accepte faptul că legenda orașului se afla întotdeauna în fruntea clasamentului, eclipsând alte instituții similare. Prin urmare, când Victor a dispărut brusc, Anton a presupus imediat că acesta este un joc al concurenților săi răuvoitori. El a raportat acest lucru la poliție, la care s-a întors imediat ce și-a dat seama că prietenul său a dispărut fără urmă. Poliția a investigat suspectii pentru o vreme, pierzând zile și săptămâni prețioase. Mult mai târziu, când în mass media au apărut anunțuri despre dispariția lui Victor, cu Anton s-a conectat acea fată. A sunat la numărul indicat în anunțul de căutare a unei persoane dispărute la poliție. Inițial s-a temut să meargă. Fata plângând i-a spus lui Anton că pare să-l fi văzut pe Victor în noaptea în care a dispărut. Anton a venit imediat la fata aceea. A fost ea care i-a spus adevărul. O tânără fată se întorcea acasă seara din club cu taxiul, dar a decis să economisească bani și a mers singura acasă pe jos nu a fost o decizie prea inteligentă, dar ce să iei de la o fată de 17 ani? Și desigur, lângă malul râului, o companie de băieți bețivi s-a întors la ea, care visau să continue seara. Fata și-a dat seama că era în necaz. I-a dispărut chiar și vocea de frică. În capul ei se derulau imagini ale unui viitor groaznic, care urma să vină foarte curând. Băieții o atingeau cu mâna, o trăgeau, râdeau tare fata tremura ca un aspen. Ea credea pe bună dreptate că nu avea de unde să aștepte salvare la un moment dat. Dar fata s-a înșelat. Din fericire, în același timp, Victor se întorcea acasă și el, pe jos, după ce s-a așezat într-un bar. Și acum, negrăbind acasă, se bucura de prospețimea dimineții timpurii. Sau noapte târzie, cum se spune. Anterior, Victor și Anton se relaxau și se distrau împreună. Dar de curând, Anton s-a căsătorit. S-a căsătorit cu o fată frumoasă, liniștită, care a venit la ei ca o spătăriță cu câțiva ani în urmă. Iar acum, tinerii căsătoriți așteaptă un copil. Prin urmare, Victor a mers singur sau cu alți prieteni. El a înțeles perfect că Anton a început o viață de familie și că nu are timp pentru petreceri. Cel mai bun prieten a promis că Victor va fi în mod necesar nașul primului său copil. Desigur, Victor nu putea trece cu vederea nenorocirea Dașei. Nu era genul lui de om. Băiatul a înțeles imediat totul, a evaluat situația și, în ciuda superiorității evidente a forțelor, s-a grăbit să ajute o persoană neajutorată. Ai fost mereu așa încă din copilărie, a zâmbit Anton. Nici măcar nu-mi pot imagina ce aș face altfel. A izbucnit o luptă. De-așa privit cu groază cum loviturile s-au revărsat asupra salvatorului ei din toate părțile. Era puțin probabil ca el să poată face ceva singur împotriva unei astfel de mulțimi. Unul dintre ticăloși continua să-i strângă puternic umerii cu mâinile puternice. Victor a rezistat cu curaj. Deja în adolescență, el și-a îndeplinit visul de o viață lungă, a început să se angajeze în karate. Părinții, desigur nu și-au putut permite să-și plătească fiului o secțiune. Sau mai bine zis, nu prea voiau să cheltuiască bani pe tot felul de fleacuri. Dar acum, fiind deja un adult, un om realizat, Victor făcea progrese în sală de sport. El s-a distins întotdeauna prin dexteritate și forță. Abilitățile lui Victor i-au fost de mare ajutor în acel moment periculos. Dar totuși era singur împotriva a cinci sau șase, iar Dașa apoi nu a putut aminti cu siguranță numărul atacatorilor. Deodată tipul care o ținea pe Dașa și-a slăbit apucătura, alergând să ajute pe ai săi, care, se pare, nu au putut face față brusc apărării neașteptate a lui Victor. Fata nu a așteptat rezultatul luptei și a alunecat imediat în vârtejul străzilor adormite. Fugind, a reușit să observe cum unul dintre atacatori a lovit-o cu o sticlă în cap pe salvatorul ei. Și el a căzut ca o frânghe ruptă. De ce așa nu a sunat la poliție atunci? Ea s-a speriat. Era în stare de șoc, înghețată de groază. Întorcându-se la căminul ei studențesc, fata nu a spus nimic nimănui. Ea a încercat să se convingă că tot ce s-a întâmplat nu a fost adevărat. Că nu s-a întâmplat niciodată. Și aproape că a reușit să o facă dar apoi. A văzut aceleași anunțuri despre băiatul care a salvat-o de la huligani. El însuși, se pare, a dispărut acum. Aceste două evenimente păreau clar legate între ele. Dar așa a rezistat încă câteva zile, speriată să meargă la poliție, în plus, se simțea vinovată. Dar conștiința nu i-a dat pace tinerei fete. Ce-ar fi dacă mărturia ei ar ajuta să-l găsească pe acest victor? El a sărit fără să inte să o apere. Ea se temea chiar să împărtășească informații. Anton a venit imediat după fată și a dus-o la poliție, unde a fost interogat timp de câteva ore. Acum, anchetatorii au avut o pistă. Probabil că băiatul a murit în acea seară, iar agresorii au ascuns undeva trupul. Poliția a căutat cadavrul o lungă perioadă de timp. Au suspectat că Victor a fost lovit cu o sticlă în cap. Apoi s-au speriat de ceea ce au făcut și l-au aruncat în râu, inconștient. Curcerea era rapidă, așa că nu l-ar fi găsit prea curând și ar fi crezut că s-a necat, beat. Câte astfel de cazuri se întâmplă. Scafandrii au cercetat râul pe o distanță de mulți kilometri de-a lungul cursului, dar nu au găsit niciun cadavru. Căutarea a fost încheiată, fără a aduce niciun rezultat. Totul indica faptul că Victor a murit. Dar Anton nu putea fi sigur de asta până la capăt. Acticăloșii au spus că Victor era încă în viață când l-au aruncat în apă. Doar inconștient. Pe de altă parte, de ce Victor nu se întoarce dacă este viu? Poate că a devenit un invalid profund și nu poate explica oamenilor cine este. Apropo, Anton a luat în considerare și versiunea cu pierderea memoriei, dar aceasta îi se părea prea nerealistă, chiar cinematografică. Anton a continuat să-și caute prietenul singur. Poliția și-a pierdut interesul pentru acest caz în anii următori, considerând că este lipsit de speranță. Au continuat să efectueze activități de căutare a cadavrului doar de dragul formelor. Anton nu s-a predat. Bărbatul a angajat detectivi privați. Adevărul este că munca lor nu a dat niciun rezultat, dar Anton a vrut să creadă că cel puțin a făcut tot posibilul pentru prietenul său. Era greu să te obișnuiești cu lumea fără Victor. Prietenii aveau aproape aceeași vârstă, erau împreună de când erau mici. Anton se simțea pustiu și zdruncinat. Dar viața a continuat. A trebuit să-și dezvolte afacerea, ceea ce era acum mult mai dificil fără un partener de încredere. Și apoi, Anton a avut un fiu și lumea s-a colorat în noi culori. Tatăl fericit nu a stat mult să se gândească la nume. A decis imediat să-l numească pe primul său născut Victor, iar soția lui nu a obiectat. Tinerei mamei plăcea și acest nume. Ești aici? Anton l-a privit pe Victor cu ochi strălucitori. Desigur, pentru a te legaliza, va trebui să treci prin multe proceduri, să faci un test ADN. Să fi examinat complet. Dar văd, știu că ești tu și cicatricea asta este a ta pe obraz. Ai primit-o când noi, ca niște blestemații, am câștigat capitalul de pornire pentru cafenea. Și amintirile din copilărie, cu pomii de mere. Nu ți-am spus asta, tu ai reținut-o singur. Privirea, mimica, modul de mișcare. Am pierdut deja speranța să te mai văd, și iată că este un miracol. Stațiunea soarelui. Victor a vorbit gânditor. În capul lui se întâmpla ceva de neimaginat. Povestea lui Anton a declanșat o avalanșă de amintiri. Ele au venit mai întâi, ca valurile mării pe țărm, apoi au devenit un flux nesfârșit. Era tulburător, chiar înfricoșător, fragmente de fraze, episoade separate, anumite nume. Auzind expresia familiară, Anton s-a întors. Această stațiune nu mai exista de mult, dar înainte ca Victor să aibă probleme, ei plănuiau să sărbătorească acolo ziua de naștere a lui Victor. Victor aștepta cu nerăbdare sărbătoarea, se pregătea, se îngrijora ca invitațiilor să le placă totul. Te-ai întors. Anton a privit cu zâmbetul pe buze la prietenul său. Vei fi așa cum. Așa și-am știut. Nu m-am grăbit cu această chestiune cu botezul, deși soția mea insista. La botez ar fi trebuit să fii doar tu. Iar acum este momentul cel mai potrivit.